Unde timp un fost ministru al transporturilor, Anca Boagiu, a ajuns la Direcția Națională Anticorupție. Care sunt motivele, ne spune colega mea Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Bună dimineața, Nadina, bun găsit, doamnelor și domnilor. Este o informație în exclusivitate. Așadar, Anca Boagiu, fost ministru al transporturilor, a ajuns în urmă cu doar câteva clipe la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Aceasta a venit să dea declarații într-un dosar. Nu știm până clipa de față care este dosarul de corupție în care fostul ministru al transporturilor a ajuns în această dimineață la sediul acestei instituții. Vă amintesc, doamnelor și domnilor, că Anca Boagiu nu este străină de Direcția Națională Anticorupție. În trecut, domnia s-a mai venit pe la DNA, fiind citată să aducă o declarație în calitate de martor în dosar în care Elena Udrea era suspectată că ar fi primit mită 3 milioane de euro de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu. A fost citat așadar Anca Boagiu. Vedem cât anume va sta în sediul Direcției Naționale Anticorupție și vedem dacă, după ce se vor termina aceste audieri, va face sau nu va face declarații. Ei bine, iată că DNA-ul, să spunem așa, a intrat în forță până la urmă, pentru că și ieri am avut foarte multe audieri la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Radu Pricop, ginerele lui Traian Băsescu, de asemenea a venit Sebastian Vlădescu, de asemenea Ionuț Costea, Cristian Băuranu, Irinel Popescu, managerul spitalului și de altfel a fost și un ultim personaj aseară, un fost ministru al transporturilor, a venit pentru a aduce explicații. Vedem până la urmă cum se va termina și ziua de astăzi la sediul Direcției Naționale Anticorupție și dacă vor mai veni sau nu vor mai veni personaje. Așadar, informația momentului, Anca Boagiu este în aceste clipe în sediul Direcției Naționale Anticorupție. Nadina? Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că Anca Boagiu a mai fost la DNA și în anii precedenți în calitate de martor. De această dată vorbim însă despre o nouă audiere. Ultima oară când am văzut-o intrând pe ușa Direcției Naționale Anticorupție, a fost chemată să dea declarații în dosarul Elenei Udrea, dosarul în care aceasta era suspectată că ar fi primit mită 3 milioane de euro de la omul de afaceri Bogdan Buzăianu. Începe la această oră audierea Ancăi Boagiu. Colega mea Roxana Ciucă va veni cu informații de ultimă oră în scurtă vreme. Mergem însă acum mai departe. Carmen